Finalul aglomerat de sezon aduce profit pentru afaceriștii de pe litoral. Bogați și săraci cu toți au invadat litoralul românesc, iar datele arată că sunt peste 100.000 de persoane în stațiunile estivale. În topul preferințelor rămâne și anul acesta Mamaia, denumită și stațiunea extremelor. Pe de o parte sunt turiștii bogați, care aruncă chiar și câteva mii de lei pe zi, iar de cealaltă parte sunt turiștii modești, care abia dacă își permit o cină la restaurantele de la mare. Sunt meniuri care încep de la 33 de lei și poate să ajungă până la 43 de lei, depinde în funcție de ce vrei să mănânci. Meniul care include pulpă de pui, piept de pui sau șnițel de pui, cu cartofi prăjiți și salată, de murături sau de varză și un sos și chiflă, costă 33 de lei. Iar cel cu ciorbiță de văcuță, de burtă și ceafă de porc sau piept de porc la grătar, costă 43 de lei, dar el o să scadă de luna viitoare. Speriați de prețurile umflate, chiar și la gustările din apropierea plajelor, unii turiști nu au fost nici măcar curioși să afle cât i-ar costa preparatele. Banane, iaurțel, șnițele, cărnăciori, apă, la rece. Nu mănânc prea mult. Mănânc câte o plăcintă, cât un porumb fier. De acasă. Ne aducem de acasă, că e mai... Mai ieftin. Nu, musa, e mai ieftin, eu știu ce mănânc. Înaintând către sudul stațiunii, îi găsim pe turiștii cu venituri peste medie. Putem observa asta cu ușurință după cozile interminabile la împinge tava sau la chioșcurile care vând gogoși, hamsi prăjite, porumb fiert, ori fast food de tot felul. Cu doar câțiva lei, aici te bucuri de prânz bogat imediat. În alegerea turiștilor primează prețul și mai puțin ambientul sau alte detalii. E mai ieftin decât anul trecut și șezlong. Prețurile sunt ok. E și meniul zilei astea, e 30 și ceva de lei, nu e foarte scump. La 100 de lei ne ajunge, două persoane, mâncăm destul de bine. Ciorbiță, felul 2, pireu cu carne la tavă, cu orez, cu ce vrei să servești. Luăm două mese pe zi și prețurile variază între 50 și 70 de lei. Nu e mult. 1000 de lei numai mâncare. Da, da, da. Dar ce 1000 de lei? De la 1 septembrie va intra în vigoare programul Litoralul pentru Toți, iar prețurile se vor ieftini considerabil. De la cazare, mâncare și până la șezlonguri, toate vor fi aproape la jumătate de preț.